Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere despre ce simte, ce gândește, ce intenționează, cum acționează, ce își dorește, de ce este frică și, până la urmă, ce reușește să facă dintre toate astea. Că e o mare diferență între una și... sunt mari diferențe între o idee și cealaltă din cele expuse. Dragii mei... aveți le ales între trei grupuri, 1, 2 și 3. În fiecare grup am Marea Preoteasă ca și... uite aici, am pus magicianul acum pe Marea Preoteasă. Ca și idee principală, pentru că voi nu știți, e un secret, e un mister, nu știți ce e cu ei, da? Așa, și aici avem clarificatorii. Imediat o să vă explic și sper că vedeți totuși perechile de cărți. Înainte de a începe să vă gândiți cu ce rezonați, ce vreți să alegeți, vreau și eu din tot sufletul să vă rog un lucru. Dacă știți că ați încheiat discuția, relația cu cineva și nu-i mai vreți în viața voastră și că au fost niște nenorociți sau nenorocite, măi, nu mai ascultați. Altfel, dacă spuneți că, vai, că nenorocitul ăla că a plecat, că nu știu ce, cu alte cuvinte, nu rezonați, eu o să vă blochez comentariile alea negative în care îi înjurați și îi trimiteți la mama lor. Nu, vă rog frumos, nu mai ascultați, sfatul meu, sau ascultați în altă parte, nu pe acest canal. Eu blochez aceste comentarii. Acușica, aveți de ales între numărul 1, Marea Preoteasă și Temperanța. Ca și pereche energetică, nu neapărat, așa am simțit nevoia să le așez. Poate că poate este totuși un cuplu energetic, poate. Sau mai sunt și alte mesaje. Marea Preoteasă, de a început, sunt totuși cu magicianul. Am simțit nevoia totuși să pun magicianul și aici Regina de Cupe. În setul acesta de cărți, pentru că folosesc steampunk, probabil că cel puțin unul dintre voi are tendința să se îmbrace mai extravagant. Asta așa ca să știți. Numărul 3, Marea Preoteasă și magician. Ați văzut, da? În general am mers pe o gamă cromatică și pe spatele cărților, da. Vă puneți pauză și vă alegeți. Eu îmi pun seturile de cărți deoparte. Și... Vă anunț că la fiecare set de cărți au venit câteva cărțulii. Au venit câteva cărțulii ca un soi de pre-etalare. Acum. Hai să vorbim despre numărul 1. Da? Marea Preoteasă și Temperanța. E putea să pun Regina de Cupe, dar am fost ghidată să pun Temperanța. În primul și în primul rând e o chestiune de vindecare. Temperanța înseamnă vindecare, răbdare, echilibrare energetică, emoțională, regăsirea unui punct central. Hai să vedem ce cărți au apărut la voi. Setul acesta de cărți pe care îl voi folosi și aceștia sunt clarificatori, au apărut îndrăgostiții. În ea. Așa. Îndrăgostiții. Îndrăgostiție, da, reprezintă dragoste, interesant, reprezintă în aceste de cărți un cuplu destul de diferit, dar care se înțeleg foarte bine. Alb și negru, yin și yang, da? Poate să fie diferențe de clasă, de vârstă, de rasă, de ideologie, de multe. Dar totuși ceva vă face să vă simțiți atrași unul de celălalt. Însă, îndrăgostiți înseamnă și alegeri importante în dragoste. În dragoste, în mod special, între două cupluri, într-o relație karmică, relația karmică putând însemna și oamenii în familia pe care o avem, da? Rude, eu știu, poate chiar și colaborări la locul de muncă. Însă, ia, la capătul setului de cărți, 0 și 8 de cupe. Dacă se mai manifestă ceva, se ia totul de la zero, pentru că pentru că energia feminină a plecat într-o nouă direcție. 0, asul de cupe și asul de monede. Dar cu viteză, am văzut și cavalerul de spade și faeton.
Da, trece printr-o perioadă de ordine mentală, de vindecare, dar e pe cale să manifeste. Să manifeste. Interesant. În primul și în primul rând, manifestă acei ași de care am vorbit, asul de cupă, asul de monede, victorie, după ce simte sau a simțit că... Interesant, vedeți cum se arată diavolul? A simțit, a intuit, poate chiar a avut dovezi că în loc să se manifeste ceva frumos, s-a manifestat minciuni. Cu alte cuvinte, cineva a ascuns dragostea. Cineva a ascuns dragostea într-o relație foarte importantă, steaua și împăratul. Wow. Și atunci, când unul dintre cei doi este mai intuitiv și simte că celălalt n-are curajul, ce să facă? Pleacă. Ia uite, 8 de cupe și 10 de spade. Asta, te simte ce gândește și intenționează. Cum acționează, ce își dorește, de ce e frică și ce reușește să facă. O dată, și o să și clarificăm. De două ori, stai, citești de trei ori. Înainte să tai, o să citesc, ia uite, eu, sentiment de abandon. Lucrurile au rămas așa, într-o lipsă de comunicare, de comunitate, de colaborare, în lipsuri. Ceva a apărut și aici, ia să vedem. Aha, doi de cupe și doi de monede. Două suflete perechi care? Pereche. Apă și pământ, interesant, dar nu obligatoriu, că am avut destule semne și mai devreme. Vedeți cărțile? Și mai devreme, dar... Am zis, cineva trebuie să aleagă, unul dintre voi trebuie să aleagă. O să fie în această relație echilibrată care vindecă și asigură stabilitate și creștere, sau să fie în alte relații în care, eu știu, trăiește oarecum dezechilibrat, dezechilibrat emoțional, cu probleme, cu probleme ca în marile relații karmice. Hai să vedem. O dată, de două ori, de trei ori. Numărul 1. Ce simte? Valetul de spade. Ce gândește? Ce intenționează? Și până la urmă cere, cum acționează? Imediat. Ce își dorește? De ce e frică? Și ce reușește să facă? Ha, interesant. Acum, la capătul setului de cărți, o luptă interioară. E o luptă de transformare, de renaștere. Iau-te, asul de bâte. Dincolo de frici, frica că între voi a mai fost cineva sau este cineva, secrete, traume, există o pasiune mare. Am zis, pasiunea a fost, este, dar în primul rând este o pasiune, să zic, interioară a acestei persoane de a se transforma. De a se transforma și de a rămâne puternică sau puternic. 8. Asta înseamnă 8. Putere. Acum, ce simte? O să și clarific. Dar până la clarificări, valetul de spade. Valetul de spade. Simte că este între două lumi. În acest moment este între două lumi. Eventual se documentează și îi vin idei. Probabil că primește și ghidaj din două ghidaj, informații, nu par bârfe, că sunt totuși, eu așa îi văd, ulii.
nu pot să asociez Uri Bârfelor, dar sunt cel puțin două persoane în viața acestui personaj care participă verbal într-o anumită formă. La această trezire. Și aceste două personaje pot să fie mai degrabă energii, nu neapărat personaje, o să vedem. Dar, deocamdată simt că ar fi energii. Simt că ar fi energii. O să fie două persoane care nu mai sunt în acest plan terestru, care s-au dus în altă dimensiune și ghidează acest personaj. Ei ghidează. Acest personaj simte nevoia, ce simte? Simte nevoia să se documenteze. Poate prin aceste momente de documentare se mai documentează și despre voi sau ce află îi ajută să înțeleagă ce s-a întâmplat între voi la un moment dat, ce se întâmplă, că nu știu care e situația. Dar se pare că ceva se manifestă de la zero. De la zero. Simte nevoia să comunice ceea ce știe. Ah, interesant, ceea ce știe. În acest moment simt că acest personaj este foarte concentrat pe vindecarea sa și pe un nou ciclu în viață, poate și în relație cu voi, pentru că este zero. Faptul că este între două lumi, vedeți, e o prăpastie între două stânci, aici este un pod, aici nu mai e niciun pod, aici trebuie să riște. E conștientă că la un dat trebuie să riște, de aia se și documentează ce simte, ce gândește. Până în clarificări, cu acest împărat, gândește că undeva cândva, într-o anumită formă, zic, ați putea să le oferiți stabilitate, dacă sunteți bărbați mai ales. Împăratul e energie masculină. Însă, până să le... Am zis, acest personaj este foarte hotărât să se concentreze, se documentează, se roagă să vindecă, își dorește iar vindecare, o nouă dragoste, zero începutul. Și public nici vouă, nici altora nu arată exact. Nu neapărat că minte, că fură, că înșală, nu, nu. Sper că nu am conectat la asemenea persoane, nu. Efectiv, nu arată. E oarecum sub acoperire pentru că are foarte multe de făcut în viața sa personală, inclusiv referitor la voi. Dar nu doar la voi. Pentru că au apărut îndrăgostiți, am zis, știe că trebuie să aleagă între voi și altceva, altcineva. Altcineva însemnând poate și părinți, poate și frați, surori, rude, colaboratori la locul de muncă, nu neapărat amanți, amante, iubiți, iubite, soț, soții. În sensul de relații karmice, nu obligatoriu. De bine, sunteți mulți care veți alege. Adică sper. De-aia trebuie să vedeți unde sunteți, dar acest personaj eu îl simt între două lumi, pe un pod destul de firav și se documentează și primește inspirație și are revelații. Are revelații care, vedeți aici sunt becuri, aici este iar e o conexiune, vedeți? Are revelații referitor și la relația dintre voi și la ce are de făcut. Ce simte, ce gândește, ce intenționează. În primul și în primul rând, că ați ales o combinație între Marea Preoteasă și Temperanța, am vorbit de vindecare, intenționează să se vindece, să crească spiritual, să-și afle oarecum direcția, misiunea, repet, inclusiv cu voi, dar nu doar cu voi. Pentru că este un zero absolut, este punctul tuturor, punctul alfa al tuturor posibilităților. Și cu voi și cu alte persoane, pentru că, știți voi, nu putem limita o relație, să o limităm, sau mai bine zis, să o separăm de restul
oamenilor din jurul nostru. Așadar, în momentul în care noi începem o relație cu cineva, acest personaj începe o relație cu voi sau cu altcineva, totul se schimbă. Vezi? Totul se schimbă. Da? Ia uitați. Aici este punctul zero. Și apoi încep vibrațiile, reverberațiile. O să clarific. Am spus ce simte, ce gândește. Gândește că ați fi putut sau puteți într-o anumită formă să le oferiți stabilitate, pentru că 4 reprezintă stabilitate. Nu știu cine sunteți. Dacă sunteți bărbați, probabil că într-o anumită formă le oferiți. Poate gândesc că sunteți bărbatul divin. Acum asta nu înseamnă că sunteți în această poziție, poate că intuiția lor, iar intuiția, ce mai citesc ei, ce simt, se documentează, simt că ați putea să fiți împăratul, bărbatul divin, perechea divină. Intenționează să primească, pe lângă vindecare, claritate mentală, inspirație divină în această relație. Și repet, nu doar în această relație, pentru că mie mi se pare investigarea interioară mult mai profundă, care, adică acest personaj nu se introspectează doar referitor la voi, ci în general în viața sa, repet, ca să se înțeleagă. Se roagă cu steaua, se roagă într-o anumită formă, fiecare se roagă în felul său. Da. 7 de spade. Cum acționează? Nu arată. În primul rând, fuge de gândurile negative. Ia uite ce frumoasă e chestia. E ca și când, da, fuge de gândurile negative. Acestea scior, da? Încearcă să nu se arate deocamdată, pentru că am văzut puterea. Până nu se transformă, e într-un proces de transformare. După procesul de transformare, se va vedea asul de bute, că avem asul de cupe și avem și zero. Se va vedea reinventarea acestui personaj, inclusiv în relație cu voi. Ce își dorește o nouă dragoste? Dragostea asta aduce și vindecarea voastră și a lor. Își dorește o nouă dragoste, dar... Repet, ar putea să fie o nouă dragoste cu altcineva? Dacă știți că lucrurile nu au fost tocmai ok? Chiar dacă aici apare împăratul divin, asta nu înseamnă, și lucrurile nu au fost în regulă, asta nu înseamnă că doar că împăratul, că e bărbatul divin, suntem obligați, sau împărăteasa, suntem obligați să stăm în relație, nu. E un soi de intersecție de drumul în această situație. Repet, au fost și îndrăgostiții, și 2 de cupe, și 2 de monede. Nevoia de a cântări. De ce e frică de cavalerul de spade? De vești neașteptate, de faptul că ați putea să fugiți, sau situații care o iau înainte. Interesant, e o motocicletă care pare că a plecat înaintea motociclistului. Situații care deraiază, sau care evenimente care... O iau înaintea situației, știți? Ne depășesc. Sunt evenimente care ne depășesc, inclusiv, repet, în această relație. Ce reușesc să facă? Să o ia de la zero, săriște într-o nouă direcție. Dar hai să vedem, să clarificăm. Numărul 1. Ce simte, ce gândește, ce intenționează? Intenționează steaua. Cu alte cuvinte, steaua nu este o carte activă. Nu vedeți mișcare. Din acest motiv apare și 7 de spade, că nu se vede exact. Da, apare luna pe care am văzut-o mai devreme, vedeți? Oarecum. Lupta aceasta dintre frică și pasiune și dorința de a manifesta ceva frumos, ceva puternic. Deci, intențiile sunt în mod special pe vindecare. Dată, de 2 ori, de 3 ori. Ce simte, ce gândește? Gândește, dacă vorbim despre un bărbat, că acest bărbat a fost și-a dorit controlul. Mai primesc informații și despre asta.
Și dacă acest bărbat a fost în control și nu a arătat, atunci nici acest personaj, poate să fie și femeie, nu știu, poate să fie și femeie. Dar faptul totuși că a apărut, au apărut elemente feminine în pozițiile care țin de intenție, de dorință, de realizări, ca și gânduri, e acest împărat în această poziție. Dacă sunteți bărbați și nu vă simțiți atât de puternici, poate se gândesc la un alt bărbat. Dar împăratul este una dintre cele mai puternice Da, am revenit. A fost o situație cu cățelușa mea aia din curte. Sunt curioasă dacă are legătură cu ce va mai apare. Spuneam de împărat. Dacă simțiți că nu sunteți voi împăratul, bărbați, în cazul în care ascultați, bărbați pentru o femeie, poate că se gândesc cum ar fi să fiți voi, să vă transformați, pentru că transformarea asta până la urmă implică două persoane. Cum ar fi să fie cu un bărbat în autoritate, un bărbat controlat, care știe ce vrea, care știe să fie bărbat. Însă, în principiu, până să clarifici, cărțile arată că acest personaj, bărbat, femeie, orice ar fi, își dorește ceva nou. Cu fi cu voi, cu fi cu altcineva, veți trăi și veți vedea, dar hai să clarificăm totuși. Ia uite, lumea e un nou capitol, un nou capitol. Apoi urmează după lume, urmează zero. Sunt doi de zero, da? Zero e aici și mai un zero aici. Mai amestecăm o dată. Sper să nu se decaleze sufletul. În sunetul. O dată. De două ori. De trei ori. Să nu se decaleze sufletul. Sunetul. Ca și când o chestiune ia înainte. O ia înainte. Că asta înseamnă să decala, nu? O chestiune care nu există coordonare. Ia uite, îndrăgostiți, da, reapare. Se gândesc, simt că a fost dragoste, că este dragoste, dar ar trebui comunicată. Și dragostea asta vă pune să alegeți, și pe voi și pe ei, să alegeți. Între două lumi, o lume cunoscută și o lume necunoscută. Împăratul. Oh, faetonul. Ce simteți, ce gândește? Ce intenționează? Valetul de cupe. Cum acționează? 7 și 7. Cum acționează nu e prea... Nu sunt cărți prea active. E precaută, investește în grădina sa, se concentrează cu 7 de monede pe grădina sa. Din acest motiv, voi nu vedeți cu 7 de spade, vi se pare vouă că falsează, poate, că vă ascunde ceva, poate, dar nu par intențiile, aici sunt intențiile atât de viclene. Acțiune din perspectivele altora pot să vi se pară și vouă sau altora să zic ascunse, dar nu. Efectiv, stau dincolo de lumina rampei ca să investească în grădina lor. Au nevoie de creștere. Poate și financiară. Iată, ce-și doresc. Faetul. Iar 2 de monede. Clar că după o perioadă de cântărire se va alege acest punct zero. Ia uite, la capătul setului de cărți, soarele. Dragoste este, regele de cupe este. Dar sunt multe secrete, multe frici care trebuiesc vindecate. Pare soarele
astfel de bâte și puterea, elemente care țin cărți, care țin de foc, de zodia leului, dar nu obligatoriu cât de trezire, cât de transformare, cât de reinventare. Ce simt? Ce gândesc? Gândesc că dacă voi, dacă ei, dacă relația până acum a stagnat, pentru că 4 e foarte încăpățânat ca formă geometrică, 4 nu se mișcă. Dacă îl miști, intri deja pe colțuri și e greoaie mișcarea. Trebuie să-l împingi, nu poți să-l dai peste, cum e cercul sau, să zic, hexagonul sau alte forme geometrice, inclusiv triunghiul. Deci 4 e foarte, foarte încăpățânat. Ar mai fi un gând. Să meargă, ia uite, faie, tu nu merge către stea. Să mergeți către un anume tip de vindecare. Poate că așteaptă niște scuze. Că 7 de monede așteaptă. Poate că și speră că vor primi. Așteaptă și speră că vor primi niște scuze. De ce? Voi știți. Pentru că lucrurile nu s-au urnit în direcția sperată. Dar gândesc că până la urmă faetonul este condus de împărat. Puteți avea un anume tip de victorie. Dar această victorie e concentrată pe vindecarea ambilor. Și acest personaj, nu știu ce faceți voi, dar acest personaj pare că investește în grădina sa, 7 de monede, că e precaută cu aspectele financiare care sunt foarte importante, da? Își dorește, repet, dragoste și exprimarea acestei iubiri. Nu doar prin cuvinte plăcute, ci și printr-o suită, să zic, de gesturi practice. Nu doar un gest. Avem nevoie de mai multe gesturi, dar aici e un valet, este un prim gest. Dacă simțiți că există o diferență de maturitate între voi, nu știu unde sunteți, dar apare valet de 2 ori, dar patru de 3 ori și apar cărți foarte intense, împăratul și steaua și marele preot, iar foarte mature. Nu știu care este cel mai matur și care este cel mai imatur, pentru că nu vreau să vin acum cu acuzații, să aveți impresia că vă acuz, că eu știu ce. Dar e foarte posibil să fie o diferență între voi de maturitate emoțională, intelectual în sensul de cultură, de profunzime, da, de abordarea lucrurilor într-un mod mai profund. Și dacă unul din voi a fost mai imatur, se așteaptă implicarea, se așteaptă vindecarea și implicarea. De ce le este frică? Ia uitați! Că unul ar putea să fugă de asumare. Faetonul reprezintă căsătorie, familie, asumare în primul rând, credință. Am zis, unul ar putea să rămână în urmă și celălalt în credință, în tradiții, în asumare și celălalt să ia tutuca. Aici este o frică. Frica de că cineva ar putea să fugă din familie, ceva de genul ăsta, din contract, din implicare. Aici e o frică. De-aia am zis că trebuie să amândoi să vă vindecați, bărbați, femei, ce ați fi. Însă mai simt nevoia ca și final, până la urmă ce reușesc să fac. Mai dăm o carte pe 2 de monede pentru numărul. Sper să nu se decaleze sunetul. 2 de monede, ia uite, 5, 6. Sunt conflicte. Sunt conflicte în viața lor, în interiorul, e puterea asta, casa 5 a leului. Lupte interioare, dar, repet, nu sunt doar lupte interioare, repet, pentru că am mai zis, mai sunt și alte probleme care țin de financiar,
de vechea lume versus noua lume, da? Vechea lume versus noua lume, relația cu voi versus relația fără voi, că sunt, nu știu, repet, în ce postură sunteți, dar acești oameni trebuie să aleagă. Trebuie să aleagă între conflicte și zero. Un nou început. Poate să fie conflictele din familie. Am spus că apare familia într-o anumită formă ca și influență. Nu musai să ai o altă persoană. Poate voi sunteți cealaltă persoană. Și ei sunt deja într-o familie și când vorbesc de familie, poate să fie și căsătorie, poate să fie o familie cu principii altfel decât ale voastre. Și atunci, trebuie să aleagă între conflicte, lupte și să renunțe la tot și să ia de la zero. Și asta vor face. Asta vor face. Nu știu cât timp, dar la un moment dat, în curând, vor alege. La capătul setului de cărți, ia uite, Marea Preoteasă, Regina de Cupe, judecat, ia uite, nebunul, unul după altul, 0, 0 și 7 de bâte, ia uite. În primul și în primul rând vor să-și păstreze, am văzut asul de cupe, vedeți, în poziția dorințelor. Își doresc o nouă dragoste, își doresc ca să-și păstreze idealul, dragostea, sufletul deschis. Adică nu se decaleze sufletul, poate că e și aici o chestie. Un substrat, o chestiune, da? Au nevoie să-și păstreze sufletul deschis, dar să-l și protejeze. De-aia apar 5 de bâte. Să iasă din stres. Și-și doresc foarte mult. 0, 0, al treilea 0, clar că vor lua de la 0. Renașterea. Am zis, investesc în grădina lor și se concentrează pe vindecare. Renaștere. Regina de cupe vor iar să-și păstreze sufletul deschis, să creadă în iubire în continuare și să crească spiritual, eventual. Acum, luați ce vreți în aceste mesaje. Luați ce vreți. Vă mai faceți altfel, sub alt format, aceeași, să zic, întrebare. Dar cam asta este acum, în această perioadă. Nu uitați că energiile se schimbă pentru că oamenii au... De fapt, nu oamenii, toți avem... emoțiile se schimbă, gândurile se schimbă, toți avem stări. Și nu doar stări, mai sunt și alte influențe în viața de zi cu zi. Acesta ar fi numărul 2. Da? Numărul 2. Cei care ați ales... Magicianul ar fi trebuit să fie Marea Preoteasă, dar am fost ghidată să pun Magicianul și Regina de Cupe. Personaje care țin de Zodia Peștrac, Scorpion, de Gemeni sau Fecioară. Dragoste, exprimarea dragostei, a iubirii, a emoțiilor, manifestarea ei. Dar o să vedem Magicianul ăsta acum. Și ce face, pentru că magicianul uneori impresionează și cam atât. În seria cărților, ca și preetalare, ce a venit? Ah, interesant, ia uite, puterea, uite, soarele, 9 de monede, ce frumos. Nici este, ia uite. Un eveniment neașteptat, un turn. Turn înseamnă evenimente neașteptate, trăsnet, care zguduie. Cum a fost o bubuitura cu două seri? Sper că ați auzit-o dacă sunteți în zona mea. În cer. Sunt evenimente care ne zdruncină întreaga viață. Acest eveniment a adus dorința cuiva, trezirea cu turnul și soarele, a adus trezirea cuiva care vrea să o ia de la zero. Bănuiesc că sunteți voi, doamnelor, dacă sunteți doamne, bănuiesc că sunteți voi. Voi v-ați separat de ceva și începeți, nu știu în ce ritm, încet sau repede să străluciți. Începeți să străluciți și sunteți văzute. Sunteți văzute, vă vede soarele. Acum vă văd interesant ca o floare a soarelui. Și soarele
vă cam curtează. Și mai apare asul de monede, 8 de vâte și puterea. Cine vine spre voi, vine cu viteză. Nu știu în cât timp, dar vine. Vine cu viteză hotărâtă să comunice și să manifeste un nou început. Apropo de magician, o nouă relație, o colaborare, ceva real, ceva real, rezistent, de durată, valoros. În care ambii să fiți puternici, ambii să străluciți. Da? Ia uitați ce e aici. Soarele și regina de bâte și preîmpărăteasa. Poate să fie una și aceeași persoană. Foarte sexy, dar și foarte asumată. Nu că regina de bâte n-ar fi asumată, dar ambele ca vibrație inspiră, însă cu nouă, aceasta inspiră un anumit tip de energie spirituală. Poate că uneori sunteți mai pământeană, alteori sunteți mai sexy, nu știu, doamnelor, dar simt că sunteți văzute de soare. Din seria clarificatorilor au apărut îndrăgostiții. Iar alegeri importante în dragoste. Îndrăgostiți-vă fugi la numărul 1 într-o anumită formă. 3 de bute l-am văzut în timp ce amestecam. Dincolo de ape este o mare dezamăgire, dar da, într-o familie. 10 de monede și 10 de spade. Da, o mare dezamăgire și trădare într-o familie. Și cineva speră că vă veți întâlni. Interesant. Am spus încă de la început că la aceste de cărți sunteți cel puțin unul dintre voi, poate că amândoi vă îmbrăcați mai altfel. Aveți așa, cu regina de bâte, cu magicianul pe care l-am văzut, aveți un fel de a fi amândoi, glamuroși să zic, ieșiți în evidență. Și repet, în momentul în care ieși în evidență și soarele se uite, e o vorbă, ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place, da? Și nu e vorba de o frumusețe clasică, este ceva de, e o chestiune de autenticitate. Și totuși autenticitate și apare altceva. Au fost minciune, au fost niște secrete, au fost niște, da, niște, cineva a fugit. Ia uite ce dezamăgire au fost între voi. Am văzut mincinosul mai devreme. Ce înseamnă asta? Probabil că cineva a ascuns. A fugit de implicare, de fapt. A fugit de implicare. Hai să vedem. Încât îmi vine să zic soare, lună, dar nu e. Ce simte, ce gândește, ce intenționează, cum acționează, ce își dorește, de ce e frică și până la urmă ce reușește să facă. Temperanță. Sunteți, vi se pun nervii la încercare. Trebuie să așteptați. Temperanța înseamnă așteptare. Temperanță. Așteptare, tocmai ca să vă echilibrați și unul și celălalt, posibil cu atâta foc pe care l-am văzut, aveți tendința uneori să, că am zis că inspirați, voi inspirați, ei inspiră, trebuie să învățați să vă echilibrați. Hai să tăiem, ia uite, 6 de cupe și ar putea să fie o împăcare cu soarele și 6 de cupe după o perioadă. Vedem. O dată. De două ori. Poate unul dintre voi are de trei ori. Unul dintre voi are, iar apare, are revelația că sunteți suflete pereche, că v-ați mai întâlnit, că are o revelație. Soarele și... că există telepatie între voi. Vedem. Ce simt? Wow! Nu se poate! Băi, atâta dragoste și aici. Se termină anul în dragoste. Ce simte? Ce gândește? Ce intenționează? Cum acționează? Ce frumos! Hei, să vedem până la urmă ce reușește să facă. Ce își dorește? Opa! Să vedem cine face față reginei de spade. De ce e frică? O să clarificăm, dar
până la clarificare. Wow, deci nu se poate. Ah, ce frumos! Ce reușește să facă? Wow, ce vrea. Magicianul face absolut ce vrea. Manifestă ce își dorește. Are toate instrumentele. Instrumentele. Wow. Magicianul, trei de spade. Da, se ridică din suferință, măi. Se ridică din suferință. Aici e un bărbat, ia uite, un cavaler care merge către regina sa. Și să știți, cavalerii au ajuns pe tron la un moment dat. Și nu trecând prin fustele reginei, nu, 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 ci, ia uite, cucerind bătălii, puterea. Bătălii cu programele mentale, cu dezamăgile pe care le-au lăsat în urmă. Hei, 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 da. Dacă a fost dezamăgire, a zis că am văzut la un moment dat ceva, acest personaj se transformă. Și este foarte, să zic, obsedat. E obsedat în sensul, se gândește tot timpul la voi și își dorește foarte mult să vă întâlniți. Am zis, doi oameni pasionali. Posibil unul mai tânăr decât celălalt, unul mai imatur decât celălalt, dar împreună aveți ceva de ars. Nu știu dacă vreo karmă, dar aveți ceva de ars în sensul de ardere creativă. Pentru că focul este energie creativă. Opa, la capătul setului de cărți, regele de monede. Acum avem pământ. Cum îi spune, dragă? Taur fecioară. Sau capricorn, eventual. Dar regele de monede și balanță. Ce un contract? Poate cineva are un contract la locul de muncă? Poate. Dar își dorește să comunice despre acest contract. Și dincolo de acest contract, să vină să manifeste, să vă cucerească. Dacă e bărbat, și-ar dori să vă cucerească. Dar e acest contract care poate să fie la locul de muncă, poate să fie o căsătorie, pentru bani de obicei, din care ar vrea să iasă. Ar vrea să iasă. Pentru că, ia uite, apare și Marele Preot, este foarte multă suferință, conflicte, însingurare, eremitul, iar Fecioară Taur. Așa, așa, așa. Hai să vedem ce ar mai fi. Fiți atenți, am uitat să mai zic la numărul trecut anterior, la numărul 1. Vă zic vouă, sper să nu e la numărul celălalt. Sper să nu să se fi decalat sunetul, că am întrerupt la numărul 1 la un moment dat. Dacă nu rezonați, ar putea să apară cealaltă persoană în voi. Căutați un număr, acușica. Ce simte? Dragoste. Sunt îndrăgostiți? Sunt îndrăgostiți, sunt atrași de voi ca un magnet, clar. Clar. Dar sunt conștienți că trebuie să aleagă între voi și, eu știu ce. Sau poate că voi trebuie să alegeți între voi și, între ei și, da, sau voi doi. Doi de cupe. Și altceva. O să clarificăm, să vedem dacă avem ceva informații despre ce ar trebui să aleagă. Însă, ce gândesc? Gândesc că lucrurile trebuie, cavalerul de monede, construite pas cu pas, cu răbdare, asumat. Semnul gemeni fecioară, avem capricorn, am văzut și taur la un moment dat, pești, drac, scorpion, am zis fecioară de două ori, poate să fie și gemeni de două ori, de trei ori, ba chiar și balanță, în fine, toate semnele. Și am văzut și foc. Dar nu, asta e important. Ce gândesc? Gândesc că da, vor să construiți relația. Vor, da. Cavalerul de monede merge către stabilitate. Este cel mai stabil dintre cavaleri, dar și cel mai încet. Am văzut mai devreme cavalerul de băte. Poate că încă n-am clarificat și poate nici nu o să apară în clarificare, decât acolo am văzut. Există o pasiune foarte, foarte, atracție fizică, sexuală foarte mare între voi. Unul este mai aventuros
Și aici este gândul persoanei, oral, da, gândul. Ca cine este mai aventuros în această relație să fie un pic mai asumat, să construiască relația. Adică e conștient, conștientă persoana că nu se poate doar cu această atracție fizică, să, energetică, emoțională, care mai e cuvântul? Ce mai vine ca și cuvânt? Complementaritate. Nu se poate să construiești nimic doar cu ele. Acest personaj intenționează să fiți într-o situație în care vă puteți, într-o colaborare, să zic, cu doi de cupe, dar nu doar, repet, emoțională și sexuală, ci și practică, să faceți bani împreună. Da, intenționează să faceți bani împreună cu 10 de monede. Acum, pentru unii 10 de... Mie îmi place să... Adică nu că îmi place. Pentru mine 10 de monede înseamnă și căsătorie. Poate că intenționează, dacă sunteți amândoi de acord, să... Să dați un contract împreună, să faceți casă împreună, sau, dacă nu e vorba de casă, o afacere clară își doresc. Cum acționează doi de cupe? Probabil că simțiți telepatic, din când în când, gândurile lor, emoțiile lor, plăcute, neplăcute, că o poate. Dacă nu sunteți împreună, uneori le este dor, alteori sunt supărați pe voi. Doi de cupe, cum acționează? Sunt deschiși, să zic, la această colaborare, la comunicare, și la doi de cupe văd comunicare din suflet. Dar mai apare dorința de a comunica și la această regină de spade, care e în poziția dorințelor. Își doresc comunicare. Vedem, doi de cupe. Își doresc comunicare ca să poată să aleagă, să poată să manifeste. Ce îmi place cuvântul ăsta, să manifeste ce se poate manifesta mai bun din această relație. Intențiile par și cărțile sunt foarte frumoase. Însă de ce e frică, până acum n-am clarificat, dar judecata ar putea să fie, să fie frică să nu fie judecată pentru trecut. Dacă v-au decepționat sau știți că există niște chestiuni, nu știu, în viața voastră separat, între voi doi, este frică să nu fie judecată. Sau poate că e o chestiune interesant, cum vine pentru unii, poate că e o chestiune de judecată de tribunal care n-are nicio legătură cu voi. Și este frică că influențează acel tribunal, acea judecată externă relației, influențează relația, da. Mersi. Hai să și clarificăm. Numărul 2. Ce simte, ce gândește, ce intenționează. Ia uite, moarte și renaștere. Moarte și renaștere. Cum acționează, ce își dorește. Ia uite, colaborare. 3 de monede, regina de monede și temperanță. Temperanța în această carte mă duce cu gândul la 2 de cupe, da? Cele două cupe în echilibru. Dar care reușesc să construiască ceva? Ceva durabil. Pentru unii dintre voi posibil să... Regina de monede și regele de monede și justiția probabil și 3 de monede să fie totuși o chestiune. Un cuplu și a treia persoană. Nu știu dacă voi sunteți a treia persoană sau voi sunteți parte din cuplu, dar bănuiesc că totuși sunteți a treia persoană, totuși pentru unii dintre voi. Dacă ei sunt, am văzut moarte și renaștere, avem aspecte care țin de justiție, de judecată, de regina de spade, care este și avocat, notăriță, clarifică, taie stringurile și clarifică contractele.
E posibil totuși să existe o căsătorie pusă în discuție. Nu știu. Sunt mesaje, hai. Ia uite. Să mai amestec o dată. Numărul 2. Ce simte, ce gândește, regele de cupe, văd ce simte, apare regele de cupe, dragoste, nouă de cupe, ia uite, astfel de bătăi nici mă lasă să amestec, deci are gânduri multe, își dorește foarte mult să discute, foarte mult își dorește să vorbească cu voi. Sunt conflicte, sunt oameni care se bagă în situația dintre voi, dar trebuie transformată situația, hai, ce simte, ce gândește. Ce intenționează, cum acționează, ce își dorește, de ce e frică și ce reușește să facă. O dată, de două ori, de trei ori. Justiția și-a venit pe orizontal. Înseamnă că se pun niște chestiuni legale în discuție. Ori e un divorț, ori este un contract la locul iaute și eremitul e tăcere probabil. Eremitul, zodia fecioare și șapte de monede, tot zodia fecioare, într-o anumită formă. Da. Trebuie clarificate niște lucruri care încă nu s-au discutat între voi. Sunt multe lucruri care nu s-au discutat între voi. Îndrăgostiți, a fost clarificat de 4 de cupe. 4 de cupe de obicei pierde ocazia. Pierde ocazia mari iubiri pentru că stă să se gândească la prieten, la fosta dragoste care nu mai e, fosta că zic s-a terminat. Și are această nouă dragoste care îi transformă, dar e pusă deoparte. E o ocazie pierdută, e un sentiment de dor, 4 de cupe, de tristețe. Ce simt? Da, sunt triști. Probabil că mai și plâng 4 de cupe. Clar, cu 4 de cupe plâng. Măcar din când în când aia am zis la 2 de cupe. Poate că și voi, nu știu dacă voi plângeți, dar ei mai plâng. Ideea este că da, trebuie discutat. Ce simt? Emoțional sunt un pic blocați acum. Este o notă de tristețe. Hai să vedem ce simt, ce gândesc. 5 de monede, se simt părăsiți. Dacă știți că ei v-au părăsit pe voi, gândesc 5 și cu 1, 6, că singura variantă de a 5 și cu 1, 6 înseamnă echilibru, de a echilibra situația este să vină asumați. Aici este. Dacă v-au părăsit, nu știu care dintre voi va părăsi cu 5 de monede pentru o altă persoană sau poate un copil sau pentru, ia uite, pentru copil poate, pentru familie, pentru alte chestiuni financiare. Ideea este că există sentimentul de abandon la care se gândesc și sunt conștienți că, repet, 5 și cu 1 înseamnă 6, 6 echilibru, singurul fel în care poate fi echilibrată situația, relația, de orice natură ar fi, este prin implicare, pas cu pas. O să clarific după aia, dar în continuare. 10 de monede și faeton. Ce intenționează? Ar putea să lase în spate o familie. Și dacă nu-i căsătorie, poate să fie familia din care vin sau niște chestiuni financiare să le lase în spate ca să vină înspre voi. Dar mai vedem. Mai am și altă variantă. Cum acționează? 6 de monede, exact, 5 și 1, 6. Da, și 2 de cupă ar sugera un păcare. Da, apare în poziția judecății, că poate, în poziția fricii judecata, poate îi veți judeca că nu s-au implicat până acum. Sau că nu v-ați implicat, nu știu unde sunteți. Dar, că lucrurile se inversează, variază de la ascultător la ascultător, de aia apare judecata. Este teamă de judecată. Este teamă că își vor primi karma. Vedem.
ce își doresc, ia uite, moarte și renaștere. Nu e o separare de cineva. O să mai clarific. De ce le este frică? De 2 de monede. Și ce reușe să facă? 9 de bâte. Manifestă un soi de rezistență. Manifestă un soi de rezistență și în fața unor blocaje și vor veni să comunice. Sunt două cărți, Magicianul și Asul de Spade și Regina de Spade. Cel puțin două cărți care arată nevoia profundă de comunicare și de manifestare de ceva nou, de o relație nouă, dar îndreptate, clară, clară. Și acea discuție va transforma, de-aia apare moarte și renaște, acea discuție va transforma relația. La doi de monede, cineva cântărește de obicei cele două monede. Aici arată altfel. Ideea este că este teamă că dacă nu vin corect, nu vin echilibrați, implicați, nu comunică sau nu veți comunica corect, vor trebui ori să plece, ori să își aducă aminte de trecut și să, nu știu, unul dintre voi să vă aduceți aminte de trecut, veți aduce, dar dacă nu se manifestă acest adevăr, acum, apropo la ce reușesc să facă, la final, până la urmă, ce se manifestă? Ați avut magicianul chiar de la început. Simt că nouă de bâte în acest context poate să reprezinte și ambiția de a manifesta o nouă etapă în adevăr cu voi, o nouă victorie. Anticipează, în care e cuvântul, de ce nu găsesc cuvintele, mai aici cineva nu reușește să se comunice, să se exprime coerent, are un mic blocaj. Unul dintre voi are un mic blocaj în comunicare, poate din cauza emoțiilor, posibil și din cauza multor emoții. În prezent încearcă să manifeste ce vede în viitor. În viitor se va arăta o victorie, o discuție, o nouă etapă. Nu știu în cât timp va apare acest as de spade, dar în acest moment asta fac, ei manifestă. Și a manifesta nu înseamnă musai a acționa. Manifesti prin gând, prin energie și apoi prin corpul fizic, să zic. Iar intenționează să aibă victorie. Asta îi ține de manifestare. Intenționează să aibă victorie, intenționează să fiți stabili, să faceți bani împreună, să aveți victorie. Și se va întâmpla, mai devreme sau mai târziu, se va întâmpla chestia asta. De-aia apare nouă de bâte. Este o rezistență. Vreau să fac acest lucru și o să fac. Chiar dacă sunt blocaje, acum o să trec peste ele. Pentru că sunt în manifestare. Acum, repet cum acționează. 2 de cupe și cu 6 de monede. Încearcă să fie în echilibru. Și financiar, apropo de manifestare, cine știe că... cine știe legile manifestării. Dacă vrei să atragi o relație în echilibru, trebuie să fii și tu în echilibru. Așadar, în relație cu voi și poate și cu alții, încearcă să fie într-un anume fel de echilibru. Financiar, emoțional, cum acționează. Cu prietenie, 2 de cupe, înțelegere. Că o fi față de alții până vă întâlniți, iar e o chestiune de manifestare. Pentru că dacă... Nu știu, cred că am de-a face cu cineva, aveți de-a face cu cineva care știe, de fapt, ce înseamnă să-ți atragi
sufletul pereche, chiar dacă e o situație complicată în prezent. Hai să clarificăm totul. Ia uite, du-te cu pe trei de bâte. Ia uite, și acesta privește printr-un binoclu. Sui de anticipare. Da, au fost trădări, au fost, ia uite, iar apare 10 de spade și 10 de monede. O separare cu turnul, trăsnet, de casă. Acasă a fost fericire, ia uite. 10 de cupe. Ce înseamnă asta? Ați avut, v-ați întâlnit și ați avut momente frumoase și brusc v-ați separat? Variați de la om la om, pentru că nu toți sunteți căsătoriți. Dar cărțile nu reprezintă doar căsătorie, reprezintă un anume tip de fericire care a fost zdruncinată. Din cauza unor drame, a unor trădări, a unor dureri, a unor situații. De-aia apare abandonul. Abandonul și gândul că trebuie să reconstruiască. Și s-a confirmat. Echilibru. Mai dăm o carte pe 4 de cupe. Deci este nevoie să clarific o dată. Sper că nu e decalat sunetul repede. Dacă e decalat, asta e, faceți abstracție, că am avut telefonul blocat, înregistrarea blocată. Odată. Ne. 4 de cupe. Ia uite. Sunt supărați pentru că fericirea asta trebuie ascunsă. Intuiesc că vor fi, veți fi și unul și altul. Intuiesc, Marea Preoteasă. Intuiesc că veți fi fericiți. Că sunteți fericiți. Că sunteți super împreună. Dar, repet, este o ocazie pierdută și din cauza asta, poate turnul respectiv, separările acelea bruște, din cauza asta sunt trești. Clarificăm și, ia uite, nouă de monede de independență. Clarificăm și 5 de monede. Ia. Diavolul! Wow! 15. Ar fi obsesia lor de a reconstrui. Pentru că știți, dacă v-au părăsit, nu știu cine a părăsit, repet, în această relație, cine a părăsit? Cine a părăsit, a părăsit datorită energiei toxice dintre voi. Pe de o parte, manifestate variabil de la om la om, de la ascultător la ascultător. Energia toxică se manifestă când unul dintre voi are niște energii karmice foarte grele, în preajmă, are niște adicții. Nu știu, ori voi, ori ei ați avut adicții și din cauza acestor adicții, a foștilor, a relațiilor karmice, nu s-a putut, repet, manifesta adevărul, dreptatea. De-aia e frică de judecată. Și iar gândesc că se poate echilibra situația prin asumare și prin adevăr și printr-o discuție super, super sinceră, în lumină. Uite, în vârful sabiei lumina, care transformă totul. Moarte și renaștere. Dacă nu se manifestă această discuție, veți merge în altă direcție. Voi, ei, nu știu, amândoi. Faetonul, către ce merge, lasă, să zic, 10 de monede, odată, faetonul. Ce apare? Ia uite, către regina de cupe. Către dragoste, către exprimarea dragostei. Dacă cineva a ținut, unul dintre voi a ținut, zic așa unul, repet, că poate. Unul dintre voi a ținut prea mult la niște relații karmice bazate pe bani, pe poziții sociale, profesionale, pe bani. Intenția este să se meargă către iubire. Pentru că iubirea aici, chiar dacă ai ascunsă fericirea și dragostea, este aici, în sufletul lor. Pentru unii dintre voi,
Nu știu, văd faetonul lăsând în urmă o energie pământeană, fecioară, taur, capricor, că, și doritor să meargă către pești, drac, scorpion. Există și aspectul ăsta. Dar, în primul și în primul rând, regina de cupe este o persoană care își exprimă emoțiile. Care se bazează pe relația de la suflet la suflet, care aduce echilibru financiar, pentru că hrănește. Nu doar o relație strict materială. Și aceea e necesară, dar dacă nu îți înțelegi sufletul, tot degeaba. Clarificăm moartea. Odată. Deși e cam clar, o discuție care transformă, da. 4 de monede în care puteți începe să investiți în stabilitatea voastră. Cineva trebuie să exprime cât ține la această relație. Eventual să exprime cât a ținut la bani și e doritor, doritoare să renunțe la bani pentru această relație. Deci dacă nu se renunță la bani, nu că nu o să faceți, am zis că puteți să faceți bani. Am zis că la început, că intenționează să faceți bani, dar baza trebuie să fie sufletească. Trebuie să fie în adevăr. Aici este chestiunea, pentru că voi, măi, îndrăgostiți și soarele. Poate cineva ascunde un copil, vin mesaje, nu știu, vin mesaje, dar trecând peste ce am zis mai devreme, cu copilul, intenția este, da, repet, să faceți bani, dar să faceți bani și să vă și iubiți. Eu asta văd. Eu asta văd. De ce e frică? 2 de monede. 2 de monede. Dacă cineva lasă o familie, da, se pun aspecte care țin de moșteniri, de acte, de judecată, de divorțuri, de ce mai fi. Nu uităm justiția, da? După care se manifestă victoria. Și asul, interesant, asul care revine. Ia dați un pic în urmă, da? Asul care revine. Cineva vrea să vină cu un adevăr. Bărbat, femeie, nu știu. 2 de monede. Hai, odată. De 2. De 3 ori. Nebunul. Nebunul înseamnă 0. Regele de spade. Regina de spade, poate ca și regina de spade să fie destul de critică. De asta e frică. Dar ce mai simt? Mai simt altceva. Simt, apare un rege și o regină. Poate să fie frica de un fost, fostă. Al unuia dintre voi. Un fost, o fostă, al unuia dintre voi. În fine. Ia uite, iar justiția și zero. Justiția înseamnă separare, măi. Triunghi amoros, colaborare la locul de muncă. Ce-o fi fost, contract, căsătorie pentru bani, se dorește după această justiție, separare, se manifeste ceva nou, 0 și 1, 1. Cam astea sunt vibrațiile, energiile în această perioadă, gândurile. Ce reușesc să facă. Magicianul. 9 de pute. Nu e foarte activ, e rezistent, dar nu e foarte activ, vizibil. Dar e rezistent pentru că este în manifestare. Și veți trăi și veți vedea, acum știți și voi ce intenționați voi față de ei, acum cam care e energia lor.
Numărul 3. Cei care ați ales această combinație, aceste cărți. Magicienul și Marea Preoteasă. Unul mai magic decât celălalt. Însă. Însă ea e în echilibru. El trebuie să-și descopere identitatea, individualitatea, ea și-a descoperit-o și acum este în echilibru. Deja face channeling. În fine. Da, hai să vedem. Aici au venit cărți? Da, au venit și aici cărți. Ia uite, 2 de cupe și izvorul tămăduirii, 22. 22 poate să însemne ceva, nu știu, pentru 22 și iar 2. Interesant. Dar 22 înseamnă 4. Vă găsiți echilibru în voi. Amândoi vă găsiți sursa de vindecare. Izvorul, asta nu... Dă senzația, sursa vindecării este și în voi și în celălalt. Dar împreună... E o carte atât de puternică, 2 de cupe, poate reușesc la anul să vorbesc despre cartea asta, din punct de vedere alchimic. Amândoi creșteți foarte mult împreună. Poate unul e mai întunecos decât celălalt, dar vă echilibrați. 2-2-2. Probabil că vedeți des 2-2-2. La capătul setului de cărți, regele de cupe, un bărbat iubitor, dar care vrea să se implice cu cavalerul de monede. Are pasiune, are emoție, vrea să se implice la modul practic. Avem leu ca vibrație, berbec, săgetător, dar în special leu. Avem fecioară. Avem, poate să fie și alt semn de pământ, capricorn sau taur, nu. Avem regele de cupe, scorpion, rac, pești. Scorpion în mod special. Interesant ce văd, 22, deci 2-2, da, 22 și aici apare 2. Cu alte cuvinte simt că vă oglindiți. Și aspecte negative și aspecte pozitive, vă oglindiți, dar vă stresați. Da, zic, și aspecte pozitive și aspecte negative. Am văzut un nou de spade, vă stresați, am văzut regele de monede. Există dorința de a crea ceva stabil, dar aici a apărut lumea, iar îndrăgostiți și regele de cupe. Ia. O dragoste adevărată, îndrăgostiți și regele de cupe, între voi și 2 de cupe, între voi dragoste, măi, dragoste. Dar mai o situație la distanță, lumea, care trebuie încheiată. Pentru că îndrăgostiții reprezintă alegere. Da? Teoretic, bănuiesc că o să aleagă cine are de ales, o să aleagă această iubire. Versus ce se întâmplă la distanță. Acolo, la distanță sau în trecut, se va încheia un capitol și se va manifesta ceva nou. Pentru că e multă pasiune. E multă pasiune. Au fost niște secrete legate de bani, da? Dar se va manifesta adevărul. Se va exprima, nu manifesta. Se va exprima adevărul într-un mod neașteptat legat de niște chestii financiare care au fost ascunse. Numărul 3. 8 de cupe. Pare. Cineva a plecat din relație ca să învețe să manifeste, să se iubească și să manifeste. Un anumit tip de trezire, eremit, iar apare zodia fecioare acum. De trezire. De lucru, alchimie, 8 de monede. Nu e vorba de cum faci bani, ci cum alchimizezi energia ta interioară și cum îți atrage abundența și maestria și cât, da, în fine. Ce simte?
ce gândește, ce intenționează, cum acționează, ce își dorește, de ce e frică. Ia uite. Ce își dorește regele de cupe? Ce-a picat? Și? 7 de bute. Pare că vrea să se lupte pentru această dragoste. Eu așa văd. E ca și când regele de cupe ar fi aici în spatele. Cupa acestui rege ar fi aici în spate. Și în față sunt bâte. Trebuie să se lupte pentru această dragoste. Așa văd. Așa mi se pare. Așa văd. Așa simt. Mai, pentru unii poate să fie o chestiune secretă, un triunghi secret, cineva poate a fost căsătorit, dar este, nu știu, sau are niște bani pe care nu i-a, de care nu știți. Unul dintre voi are niște bani de care nu știți. Ori voi ați ținut secretul ei, nu știu. Hai, mai amestecăm. O dată. De două ori. De trei ori. Și tăiem. 10 de monede. Bani. Familie. Poate să fie și un job. Vedem. 9 de cupe. Ce simt? Ce gândesc? Trebuie să aleagă. M-a zis mai devreme. Ce intenționează? Cum acționează? Ce-și doresc? Valetul de cupe. De ce le este frică? De dragoste mai! Wow! Ce reușesc să facă? Valetul de monede. Să las cărțile. Sunt în transformare oamenii ăștia. Valetul de monede. Poate că vor comunica cu voi despre dorința lor de transformare, despre moartea unei situații epuizante în viața lor. 10 de monede de bâte pentru mine înseamnă o căsătorie sau un job epuizant în care personajul are multe, multe responsabilități. Nu știu care din voi are atât de multe, poate că ambii, poate că acest, nu știu. Vă știți, după ce se va discuta. Însă se dorește transformarea acestei situații. Și se va transforma în bine că apare după 10 de bâte, astfel de bâte. Dacă între voi lucrurile au... S-a oprit, ați crezut că relația s-a încheiat în toată această perioadă de tăcere, că am văzut eremitul, de transformare, de durere, de regrete, de doliu după ce s-a întâmplat între voi, în toată această perioadă acest personaj s-a consumat foarte mult, dar vă va comunica că vrea ceva nou, vrea o nouă etapă. La capătul setului de cărți, roata norocului. Da, spânzurat, o situație în care lucrurile au stagnat. Am văzut mai devreme regele de cupe, apare și regina de cupe. Cu alte cuvinte, sunteți. Vă oglindiți, am văzut doi de cupe, ia uite, doi de cupe apare și sub forma temperanței. Vă oglindiți din punct de vedere emoțional, poate și pasional. Dar niște chestiuni financiare sunt între voi. Poate chiar o relație karmică a unuia dintre voi sau a ambilor, niște sacrificii în alte direcții, o stagnare, nu știu unde, dar care se va depăși prin această schimbare de energie. Dacă a fost stagnare, dacă a fost moarte, nu vedeți cărțile? Da? E aici moartea. Se va depăși această situație. Nu de cupe
simt că sunteți tot ce și-au dorit. Simt că sunteți tot ce și-au dorit. Le umpleți, le bifați toate nevoile emoționale. Dar există o oarecare blocaj emoțional. Nu știu de ce. Poate că veți afla voi. Rămâne de văzut dacă apare vreo claritate în această direcție. Ce gândesc? Gândesc că iar trebuie să aleagă doi de spade. Există un blocaj, repet, între voi doi. Interesant că aici e un bărbat și aici o femeie. Poate că voi se gândesc că voi vreți să alegeți și v-ați blocat sufletul. Și atunci, chiar dacă simt că sunteți tot ce și-au dorit, se blochează și... Mai am zis că vă oglindiți și în acțiuni și în simțiri. Când unul se blochează, se blochează celălalt. Când se deschide unul, se deschide și celălalt. Doi de spate. Orice blocaj ar fi, sunt conștienți că se datorează nevoii mentale de a alege, de a lua o decizie. E o nevoie mentală. Ce fac? Pentru că sunt mai multe aspecte care se pun acum ca și problema. M-am exprimat greșit. Mai multe probleme care se pun acum în discuție. Intențiile lor sunt să fie rege de monede. Acum, eu știu, dacă or fi soți deja sau dacă își doresc să fie soții voștri. Regele de monede înseamnă o persoană. Pentru mine înseamnă soțul asumat. Soțul, bărbatul asumat. E intenție. Ca și acțiune apare 5 de monede. Am zis, apărut blocaje și de-o parte și de cealaltă. Și acționează de ca și când se simt părăsiți. Poate voi o să ziceți, nu, că ei m-au părăsit. Dar și, repet, am zis că vă oglindiți și ei se simt părăsiți. Pe de altă parte, din punct de vedere financiar, au niște probleme financiare și își doresc, intenționează să fie stabili financiar ca să poată să hrănească această situație. Pentru că ceva se va transforma la un moment dat între voi și veți manifesta o nouă etapă fructuoasă. Văd aici este un pom care deja dă roade, face flori, dă roade, deci va fi o perioadă fructuoasă. Dar deocamdată posibil acești oameni au probleme financiare. Poate sunt abandonați de altcineva și au probleme financiare și voi vedeți o parte din această energie. Dar sunt provocați la schimbare prin ce se întâmplă în viața lor din punct de vedere financiar și în relația dintre voi. Însă nu uitați, repet, e un blocaj. Amândoi v-ați blocat. Eu cred că amândoi v-ați blocat. Ce-și doresc? Valetul de cupe. Iar comunicare cu voi, să exprime niște scuze, eventual, o să clarificăm. Dar le e frică de dragoste, mai, deci este foarte ciudat, astfel de cupe, acestor oameni le e frică de dragoste. Cu doi de cupe și izvorul posibil, voi le intuiți, le simțiți, dar stările. Dar când e vorba de comunicare, știu că trebuie să comunice, își doresc să comunice așa un pic. Mai. Foarte ciudat. De ce să le fie frică de dragoste? Sunteți voi pești, drag scorpion? Și le e frică de această energie divină, e o energie divină cu care veniți, îi înspământ, îi înspăimântă profunzimea emoțiilor, vibrația înaltă, să clarificăm.
ce simt, ia, ce gândesc. Vorbim de clarificare și apare steaua. Cineva trebuie să se vindece de un fel rigid de a gândi, regele de spade și regele de monede. Probabil că ei. Și să-și facă planuri. Eventual, să lase în urmă o situație secretă. Mie nu-mi place să o văd pe Marea Preoteasă ca amantă, pentru că e o vibrație prea spirituală ca să o pun în postura asta. Mai ales că e în poziție normală, dar dacă au fost niște secrete, au trebuit exprimate. Și exprimarea va aduce vindecare. Ia uite, exprimarea emoțiilor. Și exprimarea aduce vindecare, că regele de cupe este cel mai tare consilier psihologic. Ia uite, lumea, o situație la distanță. Ce simt, ce gândesc, ce intenționează, cum acționează, ce își doresc, de ce le este frică și ce reușesc să facă. Odată, iată. De două ori. Temperanța încearcă să se echilibreze. Au opțiuni, dar încearcă să se echilibreze, se vindece de opțiuni. De trei ori. S-a ascuns o căsătorie, mă? Sau cineva ascunde că e fericit? Cineva fuge, ați văzut? Fuge de fericire și în poziția fricilor apare asul de cupe. Măi, cineva fuge de fericire. Sunt oameni care nu s-au obișnuit, pe bune. Mă șochează, dar ce să zic? Sunt oameni care nu s-au obișnuit cu fericirea. Li se pare că e mai bine acolo unde sunt. E un confort de o anumită, nu știu ce natură e acel confort. Poate financiar, poate, eu știu. Dar le e frică de dragoste unora. Hai să vedem. Ia uite, echilibru și nouă de cupe. Îi vindecați. Am zis că voi îi vindecați, voi sunteți tot ce și-au dorit. Voi echilibrați. Lângă voi își găsesc alinarea, echilibru, dragostea, stima față de ei înșiși. Eventual. În cazul în care n-au avut-o. E cineva care fuge de dragoste. Care... În fine, ce gândesc? Da. Doi de spate. Măi. Sunt trei persoane, da? Sunt trei persoane. Dacă sunt trei persoane, voi i-ați blocat. Acușica, ce mai gândesc? Gândesc că vor să aibă bani. 5 este în poziția acțiunilor. Nu prea au bani acum și vor să aibă. Se gândesc cum să aleagă, probabil o chestiune de balanță, cum să facă bani. Se gândesc cum să facă bani. Ca să... O să clarificăm. Da, 7 de monede și 10. 6, 7, ca să investească în această relație. În continuare, regele de monede, 5 de bâte. Intenționează să se lupte cu 5 de bâte? Să se lupte pentru a avea stabilitate financiară. Eventual pentru... Aș mai vrea să mai clarific, dar spun acum că poate uit până mai încolo. Posibil pentru unii să intenționeze să se lupte, să fie o figură stabilă în viața voastră, dar rămâne de văzut. Ia uite, 10 de bâte. Ia uite, mai. Dacă ați stăcut și n-ați vorbit, 10 de bâte apare iar, vedeți? În prezent se simt epuizați. Au și responsabilități pentru că n-au bani, pe de-o parte. Am zis, n-au bani suficienți, nu că sunt săraci. Suficienți, din punctul lor de vedere. Nu sunt la regele de monede, că intenționează să fie. N-au bani suficienți și trebuie să se implice multe responsabilități. Și pentru chestia asta, gândul este concentrat pe aspectele financiare, dar în suflet își găsesc echilibru în voi. Cu voi, prin voi. În preajma voastră. Echilibru și vindecare. Însă, oarecum sunt separate. Gândul trebuie să facă bani ca să susțină, practic, această relație.
Am zis, cum acționează? Pe de altă parte, dacă a fost, v-ați abandonat, v-ați blocat unul pe celălalt, din motive diferite. Unul a abandonat ca să se vindece, să se echilibreze emoțional, celălalt a blocat, pardon, celălalt a blocat ca să se echilibreze financiar pentru că avea de dată mai multe situații. Și când vorbesc de mai multe, poate să fie job, familie, părinți, frați, soror, neapărat amante și eu știu ce. Am zis, în prezent, 10 de bâte și 5 de monede. Dacă a fost abandon, se consumă, își consumă energia în această... E o durere. E o neîmplinire. Ce-și doresc? Cavalerul de monede și valetul de cupe să-și ceară scuze și să construiască relația. Să exprime măcar o parte din ceea ce simt, că simt nouă, da? Și să construiască. Pentru că a zis că acum n-au, sunt oameni mai cu capul pe umeri și picioarele pe pământ, să zic. Chiar dacă simt foarte multe preajma voastră, pentru ei asta este. E un aspect care ține de masculinitate într-o anumită formă, da? De ce le este frică? Ia uite... Mai! Magicianul și asul de cupe. Le este frică că se îndrăgostesc, măi? Chiar dacă simt, deci ei simt emoții, simt toată starea asta de confort emoțional, de alinare, am zis alinare, mai ales dacă au probleme financiare în alte direcții, cu alte personaje în viața lor, în preajma voastră se simt în al nouălea cer, că sunt îngeri aici, da? În al nouălea cer. Repet, echilibrați. Îi hrăniți, vindecați. Dar probabil că le frică. Ai de capul lor. Nu știu cine aici, dar este de pe de-o parte le este frică de dragoste, le este frică să se îndrăgostească și ce le este frică să... Magicianul comunică. Să comunice dragostea asta. Știu că trebuie să comunice niște emoții, niște scuze, vor să construiască pas cu pas, să fie stabil. Nu știu să comunice din... Măi, e foarte ciudat. Este frică să manifeste... Să manifeste dragostea mea? Cu alte cuvinte, din ce văd cărțile pe care le am pe masă, sunt concentrați pe aspectele materiale, financiare, pe aspectele fizice, sexuale, asul de bătăi aici. Simt multe, multe, multe emoții, dar parcă undeva în sinea lor le este frică să considere această relație, dragoste? Ce da, mă simt bine, da, vreau să construiesc, da, mă simt atrasă, cu asul de bâte, există atracție fizică, dar o să mai clarific. Valetul de monede a fost clarificat de 7 de cupe. Deocamdată au multe opțiuni, sunt într-o destul de mare confuzie. Își doresc să exprime, să zic confuzia, visurile de a începe ceva nou. Acum văd 7 de cupe ca fiind visuri, dar au și opțiuni. Probabil din cauza că au multe opțiuni, dacă știți că rezonați cu această situație, le este frică că această dragoste îi va manipula, îi va schimba, ce totuși e un opt. Deși puterea creatoare este în personaj, nu în altcineva, da, fine. Nu, uite.
Iar apare 7 de bute care se luptă pentru o regină de monede și 10 de monede. Hai, nu știu, mare mi-ar fi mierarea dacă nu veți fi împreună la un moment dat. Și nu veți manifesta o relație stabilă, abundentă. Intenționează să se lupte să fie oameni de valoare pentru voi, pentru că voi sunteți femei care vă respectați, care aveți un job, o familie bună și vor să fiți împreună. E un vis, vedeți? E un vis. Visul lor, ce apare în poziția intențiilor, este să se lupte, să... să studieze eventual, să vă ofere, să exprime și să se lupte pentru voi, doamnelor. Și să fiți împreună. Eu asta văd. Acum, văd că se va comunica aceste lucruri. Asta apare ca și clarificare. Valetul de monede înseamnă comunicare. O comunicare practică și emoțională, în care se mărturisesc niște dorințe, niște intenții. La capătul iar apare spânzuratul și 8 de spade. Da, își doresc, ia, no mai. Doamnelor, sunteți aici independente și emoționale, da? Regina de cupe, cea care vindecă, oferă cupa, alină. Independente, valoroase, inspirante. Și își doresc să vină să ofere. La modul obsedant își doresc, se gândesc tot timpul la voi. Nu știu încă. Vor avea o schimbare, iau te, 6 de bâte. O schimbare de perspectivă. Visează cu spânzuratul și 7 de cupe, visează că veți fi împreună. Și că veți lucra, veți trece peste sentimentul ăsta de trădare. E un sentiment de trădare. Și veți vindecați. Veți vindeca acest moment mai critic. Clarificăm, te rog frumos, 5 de bâte. Ioi. 5 de bâte? Cavalerul de spade intenționează să se lupte cu cine? Sunt niște vești, niște bârfe negative, niște oameni negativi și să se lupte și să rămână figuri stabile, să zic, în relație. Măi, eu asta văd. Eu asta văd. Da, sunt niște oameni care intervin în relația dintre voi și creează stres. Foarte mult stres. 6 de monede. Poate că sunt ei căsătoriți și le este frică de această dragoste. A apărut moartea. Iar intenționează să transforme situația aceasta. Deci transforme radical situația. Apărut moartea și mai încolo. Uitați-vă. Da? Sunt în plină transformare. Intenționează. Dacă e o altă persoană între voi, știu că trebuie să aleagă. Le este frică de dragoste. Dar asta nu înseamnă că... își doresc valetul de cupe. Își doresc emoții, dar... către fericire totuși. Ia, dăm 10 de bute. Acest personaj, nu vă mirați de ce apar așa cărțile, este conflictual el, conflictual. El ia, nu știu, situație destul de complicată între voi. E o situație complicată. Poate voi știți mai multe. Eu acum iau 5 de monede iar și 6 de bute. Dacă au o relație în prezent care scârție, în afara voastră, că aici 5 și 6, da? Își doresc să o lase în urmă, să meargă victorioși, pentru că îi epuizează această relație. Eventual îi consumă și de bani și de energie, vor să lasă această relație să vină să vă cucerească, da? 5, 6, 7. Vor să aibă victorie, dacă simt, ia uite, 8. Să treacă peste regrete. Eu nu știu, sunt niște lacrimi în familie.
într-o căsătorie, vor să ia de la zero, deci 0 și 9 de cupe. Să se vindece de trădări. Poate au fost trădați, poate voi v-ați simțit trădați, dar știți cum e, oamenii care suferă ne fac și pe noi să suferim dacă nu s-au vindecat. Doar voi îi vindecați. În preajma voastră se vindecă. Cavalerul de monede, te rog. Cavalerul de monede. Ce-și doresc? A, ce mai simt aici? Scuzați-mă, sper că nu v-am trezit, că v-am speriat. 6 de băte. Ar putea pentru unii dintre ei, deși au situații foarte grele, financiare, relaționale, responsabilități în alte părți, se simt abandonat și de voi și de toată lumea, că apare de 2 ori 5 de monede și greutățile astea energetice, în fața lumii vor să apară cuceritori. Există și aici fake-ul, da? Cum acționează? Rămâne de văzut dacă vor veni cu ceritor, dar deocamdată încearcă să pară ceea ce nu sunt, cu alte cuvinte. Cavalerul de monede, te rog, clarificăm cavalerul de monede. 8 de cupe invers! E o reîntoarcere cu 8 de cupe invers. Da, vor să-și ceară scuze dacă v-au părăsit, dacă au plecat fără să vă zică nimic și voi a trebuit și voi să... A zis că v-ați blocat unul pe altul? A zis? Dacă v-au părăsit din niște motive, aici sunt motivele, vor să vină să-și ceară scuze și să construiască cu cavalerul de monede. Undeva în sinea lor, în sufletul lor, simt că puteți să fiți puternici împreună. Dar depinde și de ei, și de voi, evident. De ce este frică, mai magicianul? Clarifică magicianul pe asul de cupe. De ce este frică de magicianul? Văzut, remitul este tăcere între voi. Sau a fost. Până va veni să comunice. Atracție fizică, valetul de bute foarte mare. Să ce mai era aici, ce s-a mai răsucit. Mă răsuscită ceva. Magician. Voi sunt... Doamne, dacă voi sunteți independente, le este frică... Asta era. Mai fiți atenți. Le este frică că voi veți manifesta o nouă dragoste cu altcineva. Aici apare nouă de monede. Deci dacă voi sunteți independente, singure... Puteți oricând să manifestați unul. Ce? Ia uitați-vă. Unde e cartea? Oricând puteți să manifestați, ia uite, 1 și 10. Schimbare de energie și să vă duceți în altă direcție. Dar mai dăm o carte totuși. Da? Este frică că veți găsi voi pe altcineva și veți fi fericite. Aici e frica că voi vă găsiți pe altcineva. Ia mai dăm magicianul. Da, și vor să se întoarcă și să-și ceară scuze. Ia, teasul de spade. Wow! Înseamnă că este adevărul pe care l-am spus acum. Este fric. Pe de altă parte, iar să comunice. Ce? Au ținut ascuns această atracție pentru voi, chiar și în perioada de tăcere, că se simt atrași, foarte mult atrași de voi. Eu cred că amândoi aveți opțiuni, dar... Mai dăm o carte pe opțiunile astea, 7 de cupe. Pot să fie și opțiuni și vise. Că veți fi împreună. Că se vor lupta pentru voi să fiți împreună. Dă-mi o carte. Ia uite. 9 și punu 10. Da? 10. Preîmpărăteasa, regina de monede. Iar,
Iar un mesaj pentru unii. Dacă ei sunt deja căsătoriți, își doresc să fie independenți ca să se căsătorească la un moment dat cu voi. În fine, scuzați-mă. Ar fi trebuit să nu fiu așa. Dar așa simțim nevoia să fiu o lecuță așa ironică. Nu știu de ce. E un mesaj pentru cineva. Acum și ca ce mai e? Iar își doresc foarte mult să fie lângă voi, în preajma voastră, pentru că voi aveți opțiuni. Și ei visează cum să ajungă și ei, că sunt doar valeți. Și-ar dori să fie regi, dar sunt deocamdată cam valeți. Ia uite asul de cupe. Ia uite, măi, regele de monede și împărăteasă. Asta e, măi, sunteți preîmpărăteasă, împărăteasă. Împărăteasă este când se căsătoriște preîmpărăteasă cu regele de monede, devine împărăteasă. Nu o să se căsătorească cu un valet, clar. De-aia își doresc să fie regi de monede. Adică oameni cu greutate financiară, măcar, poate și profesională, responsabil, cum n-au fost probabil niciodată. Hei... E o chestiune de soție, nu știu exact cum să decriptez. Este o soție aici, viitoare sau actuală, este o soție aici, o mamă, o mamă a copiilor. Mai dăm o carte pe asul de spate. Uite, mă mângile asta. Ce este frică de asul de adevăr? Este frică de adevăr să mărturisească. Ia uite, secrete, Marea Preoteasă, Regina de Spade și Roata Norocului. Mare. Ia uitați-le cum sunt. Marea Preoteasă, Asul de Cupe. Magicianul, Regina de Spade. Și Asul, Roata Norocului. Sau poate să fie ori una, ori alta. Este o comunicare care tot așa schimbă întreaga... Ce e Asul? Este această iubire, este acest secret. De ce ar fi secret dacă n-ar fi cineva prin preajmă, nu? Aici e întrebarea. Voi știți sau dacă nu știți, veți afla că la un moment dat va trebui să comunice, chiar dacă le este frică. Adevărul care schimbă întreaga poveste. Care dezvăluie niște secrete. Băi, ce mai de efectiv mă... face așa de curioasă acest personaj. În ce direcție se schimbe? În ce direcție se schimbe? Ce aduce Roata Norocului? De spade. Mai cineva ține ascuns faptul că... e căsătorit sau că are bani? Te apare și turnul.